De câteva zile avem parte de soare la Deva, iar mie mi s-a făcut dor de activitățile de vară, așa că am zis să împărtășesc și cu voi una dintre activitățile pe care le-am făcut alături de exploratori. Corzile au un semn care îți arată unui mijloc. Ăsta nu-l are, dar nu-i nimic, că știm că l-am făcut o jumătate. De ce trebuie să fie exact la jumătate? Voi chestia asta o legați undeva, da? Da. Ei, amândouă capetele trebuie să fie jos pe pământ. Înțelegeți? Da. Ca nu cumva, în timp ce cobori, să rămâi numai pe una din bucățile de coardă. Căpici. Păi de doar de o, deci trebuie de să fie pe amândouă, da? Da. O să vă zic pe urmă de la început. Da. Vedeți? Dacă nu cumva să se deschide și să cădem. Că dacă se deschide, tu când ești agățat în funie, înțelegi? Da. Foarte multă forță în funia aia și ea se poate duce să se apese pe o bucată stângă și asta se poate deschide. Și ți-a să funia... Atunci, tu nu vrei să cazi. Închizi. Se mai deschide? Nu. Nu. Bun. Tu mare pe sub 8 mic, da? Da. Mi-am luat carabiniera asta la altă. Am prins. Și am prins, da? Închid carabiniera. Închid. Un pic. Uite, închid. Da? Și trec așa coarda, vedeți? Da. Avem un loc unde. Unde e? Bravo. Băgăm prin bun, bucla mare 8. Da. De la colegul Cătălin. O colim pe bucla mai mică, te agăți. Bravo! Bravo, Radu! Sebastina. No. Cum era la fată? Andreea. Da, Andreea, te cheamă Andreea. Andreea, mama. Andreea o mai cheamă și pe mama. Tare. Unde trecuți? Pe asta am. Scumpi. Ești băiat, scumpule. Ce drăguț e Pico? Ce ochi drăguț. O cheamă Andreea, gata, e mare. Sasha. Și pe ăsta... Eu am Andreea. E frumos, nu scad. Sasha
și... Sasha? Cine vrea gustări? Ce avem aici? Măr, banană, ciocolată și cu ciocolată. Sunt bune? Bravo! Hai, mâna pe pisici! Și, doi, trei și... Pa! Ne vedem mâine!